Sute de femei au fost în centrul atenției sâmbătă seara. Reprezentanții Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Țării Făgărașului au dorit să pună pe un piedestal femeia. În cinstea ei au organizat o petrecere de pomină. Invitați speciali au fost Mihaela Tatu și Gabriel Dorobanțu. Femeile au fost în centrul atenției sâmbătă seara. Peste 500 de făgărășeni ce au petrecut pe cinste la un local din Făgăraș. Au dansat până în zori de zi și s-au simțit excelent împreună, mai ales că alături de ele a fost și îndrăgita prezentatoare TV, Mihaela Tatu. Eu vă spun doar atât. Fiți iubire din tot sufletul, pentru că totul în jurul vostru e iubire. Și o să ziceți, asta o să mai zic scurt, o să ziceți că dacă eu nu pot să o sufăr pe aia, Iisus ne-a iubit pe toate și pe toți așa cum suntem. Și voi iară veni și îmi spuneți, dar ce, eu sunt Iisus? Nu! Dar poate fi modelul nostru, spre deosebire de modelele pe care le avem la televizor. Nu există femeie sau bărbat cine conduce, pentru că revenim la aceeași problemă. Cine-i capul? Este foarte clar că bărbatul este cel care are acțiunea, care merge la muncă. De-a lungul timpului, bărbatul a mers la vânătoare și a adus vânatul acasă, dar cel care gospodărește ființa, entitatea care gospodărește familia, este femeia, fie că vrem, fie că nu vrem, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Femeia este cea care trebuie să aibă grijă de familie, pentru că o țară care nu are tradiție, care nu are cultură, care nu-și cunoaște istoria, care nu-și cunoaște tradițiile, este o țară fără rădăcini și o țară seacă. Femeile prezente la eveniment nici nu au mai stat pe gânduri și au intrat la dans când l-au văzut pe Gabriel Dorobanțu. Reprezentanții Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Țării Făgărașului au fost cei care au pus la cale acest eveniment și l-au numit firesc, Reînvie femeia din tine. Am avut deosebită plăcere ca în această seară să avem invitate doar doamnele sufletului nostru, care s-au întâlnit cu invitați de marcă, cu Mihaela Tatu, cu Gabriel Dorobanțu. Suntem convinși că întâlnirea din această seară a făcut o deosebită plăcere, pentru că ne-am reamintit ce înseamnă femeia, ne-am reamintit ce înseamnă femeia de lângă noi și, în primul rând, doamnele din această seară și-au reamintit dânsele ce înseamnă femeia din ele. Vom continua seria acestor manifestări, așa cum am spus și acum două săptămâni, cu aceste întâlniri de marcă, cu festivități pentru sufletul dumneavoastră și sperăm ca de sărbătorile de Crăciun să vă oferim o surpriză plăcută. Invitați la petrecere au fost și candidații USL la Parlamentul României, dar și președintele Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu. Am emoții cu atâtea femei, niciodată n-am fost în această sală și cred că am fost de zeci de ori în această sală la foarte multe întâlniri. Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră. Deși se apropie Crăciunul, mă simt ca de o martie. Și mi-amintesc chiar o poantă bună pe care am primit-o pe internet în aceste zile. Și că în spatele fiecărui bărbat de succes se află o femeie puternică. Dacă succesul continuă, mai apar și altele. Ce să spun eu atâtor doamne? Și am făcut un lucru. Am sunat-o prima dată pe soția mea. Și am zis, draga mea, mă duc la o întâlnire unde vor fi peste 500 de femei. Dă-mi și eu idee ce să spun. Soția mea, acum să vă spun ce mi-a zis. Ei, asta e culmea. Nu o să mi-o fac cu mâna mea. Spun eu ce să spui femeilor ca să faci pe acolo cu ce e. Treaba ta, descurcă-te. Suntem la fel de neliniștite în privința angajamentelor ca și tine, spune doamna respectivă. Adică ca și voi, bărbați. Explicația e adevărată. Multe fete cresc visând la prințul fermecat, la nunta de vis și la au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Da. Dar suntem oameni ca și mine și când ne lovim de realitatea unui angajament serios, care înseamnă o relație dintre ea și el, suntem la fel de speriate. Așa cum organizatorii au promis, astfel de acțiuni pentru femei vor mai avea loc și în perioada următoare.